Astăzi începe weekendul și noi venim, așa cum v-am obișnuit, cu sugestii de petrecere a timpului liber într-un mod cât mai frumos. Așadar, cei care doresc să viziteze peștera Cioclovina Uscată și împrejurimile ei au ocazia să facă acest lucru mâine de la ora 12. Excursia este organizată de către Primăria Municipiului Hunedoara și Clubul Sporturilor Montane Hunedoara, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate a clubului. Mai multe informații puteți găsi pe pagina de Facebook a Primăriei Hunedoara. Sâmbătă seara, de la ora 19, iubitorii de teatru au ocazia să vadă în premieră celebra comedie Bădăranii, de Carlo Goldoni, în regia lui Dan Tudor. Vor interpreta renumiții actori Mircea Albulescu, Costel Constantin, Gheorghe Visu, Eusebiu Ștefănescu, Adriana Trandafir și mulți alții. Piesa de teatru va avea loc în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Biletele se găsesc la agenția teatrală și sala de spectacole. Nu te mai necăși, domnul Nazu. Ce vina e dumneata? Femeile poartă toată vina. Dumneata trebuie o pedeapsă bine simțită și toată lumea o să te lapă. Părinte sluga! A venit ca să cădem la voială, nu este așa? Ești dincolo! Ce faci acum, mă, dai afară? Da, doamne, ești afară! Nu plec, de ce? Vreau să ascult! N-au stormă, să ieși aici! Ce lichioare! Ești o dată afară! Dar de ce să ne salvă? Aici o să stăpân, doamne! Ai și că eu te nevastă, Tot sâmbătă, dar la Teatrul Dramatic Ide Sârbu din Petroșani, de la ora 18, va avea loc spectacolul Filumena Marturano. Iar duminică, cei mici vor putea vedea în premieră spectacolul Prințul Roland și Muntele Magic. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru adulți și 8 lei pentru copii. La Teatrul de Artă din Deva, duminică 26 octombrie, de la ora 19, va avea loc avanpremiera piesei Taina Mănăstirii, cu Cristina Lazăr, Izabela Hașa și Adriana Sâncrăian, regia și scenografia de Marius Oltean.
Cinefilii hunedoreni au posibilitatea să vizioneze în acest weekend Îngerii Păzitori, un film francez realizat după fapte reale. Povestea filmului este despre Melissa, o jurnalistă trimisă de Ministerul de Interne pentru a documenta cazurile de la Brigada de Protecție a Martorilor. Fred, unul dintre cei din Brigada de Protecție a Martorilor, e foarte deranjat de întrebările Melissei și de iscoditorul ei aparat de fotografiat, care face o zi de lucru să fie și mai grea. O zi de lucru la BP e oricum grea, cu arestări ale copiilor hoți de buzunare, urmărirea pedofililor, audierile părinților maltratați, declarațiile ce trebuie luate de la copii, sexualitatea deviantă a unor adolescenți. Între toate acestea apar râsetele incontrolabile ale polițiștilor care au văzut tot ce e mai rău și o poveste de dragoste între jurnalistă și unul dintre subiecții ei. Filmul rulează în cinematograful din Deva de astăzi și până în data de 29 octombrie. Tariful unui bilet este de 8 lei. Il a fait quoi ton papa? M'a gratté les fesses. Ouais. Ouais, tu pourrais demander aussi si t'es en dessous ou au-dessus du pyjama. Ok. Bonjour. Voilà, je vous présente Melissa Zaya, photographe. Donc, je compte sur vous pour qu'elle se sente à l'aise. Je vais peut-être pas vous faire faire tout de suite du viol ou du pédo. Soit tu nous dis qu'il t'exploite, soit tu dis rien. Puis dans un an, comme t'es plutôt mignonne, il te fout sur le trottoir, tu fais la pute. Regarde. Changement de programme, tout le monde part. Une mère a enlevé son bébé. Bah, où la troisième caisse? J'ai 8 gus. On doit couvrir Belleville, on a 2 bagnoles. Chier! Police! Regarde des mineurs! Police! Ils sont où les enfants? Rassure-le, allez viens. Juste d'avoir prendre des photos clic-clic-clac, là, juste quand il y a les mômes qui pleurent, ça me casse les couilles. C'est pas que ça ce qu'on fait, c'est plus complexe que ça. Police, bonjour madame, vous me présentez une pièce d'identité s'il vous plaît? Il pleure depuis tout à l'heure, moi je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Vous secouez souvent? Bah oui. Et comment vous expliquez que votre premier enfant il a toujours été calme le soir et pas le deuxième? En fait le petit je le branle pas tous les soirs, c'est pour ça. Bah ouais, mais alors il fait quoi? Il fait une invitation pour nous? Napoléon? Jules César? Napoléon! Je l'ai en pension avec Clémence. Pourquoi? Parce que papa il m'aime trop. Qu'est-ce que tu me dis? Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook? C'est ma chef? Non, mais. C'est à toi que je dois rendre des comptes? Madame s'exprime. Tu viens pas sur ce terrain-là à me dire ce que je dois faire parce que tu me compris. Les mains. On a une place pour votre garçon, mais pas pour que vous soyez tous les deux. Un coup de fil! Un coup de fil! C'est Romain, tout ce que vous avez à faire! Je peux pas intervenir sur toutes les affaires, c'est pas possible. On a beau tous les jours faire du cas par cas, c'est pas pour autant que voilà, on changera le monde ou autre. Mais moi ça reste quoi, c'est ça me tord quoi, je peux pas. În ultima zi de weekend, de la ora 9, Castelul Corvinilor din Hunedoara găzduiește târgul de produse tradiționale. Eveniment organizat de Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara cu ocazia Zilei Naționale a Traiului de Munte. Așadar, duminică aveți ocazia să cumpărați produse tradiționale direct de la producători. Suporterii echipei de fotbal FC Hunedoara își vor putea susține sâmbătă de la ora 15 echipa favorită care va juca împotriva celor de la Național Sebiș, Arad. Meciul se va disputa pe teren propriu, intrarea este liberă. În această perioadă și gimnastele de la Clubul Național Sportiv Cetate Deva merită să fie susținute de cei care iubesc acest sport. Junioarele participă la faza finală a campionatului național de gimnastică ce se desfășoară până sâmbătă 25 octombrie la Sala Sporturilor din Deva.